Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attacked. Salutare jucănilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este episodul cu numărul 32 din seria noastră de roleplay pe Dumești. După cum vedeți, suntem aici la ferma noastră din Dumești, iar astăzi avem o mică treabă de făcut, adică vom merge la cosit de iarbă și lucernă și vom lua tractorul UTB-ul achiziționat nou de zilele trecute, îl vom lua și vom merge cu el la cosit să vedem cum se mișcă și la o coasă, două. Și haideți să ne urcăm și în el, dacă tot vine vorba. Ne-am urcat și în el, jucănilor, să-i dăm ok, să vedem dacă pornește. Hai că a luat-o din prima. Bun. Acum vom merge frumos la vale, aici, să luăm și noi, să agățăm cositoarea. Atât, frumos, mergem la vale și ne băgăm cu spatele. Și să nu dăm aici în stâlp cu botul, că nu e bine. Atât, și să dăm puțin mai față. Și trebuie să trag eu manual păsitoarea, adică trebuie să o trag frumos mai încoa. Atât, ca să pot agăța la UTB. Atât, ia să vedem, perfect. Hai că stă, mai trebuie să-i dau eu puțin în spate și o agăț. Atât. Hai că am agățat-o. Hai că stă perfect, eu zic. Și să mergem și noi să dăm o coasă, dar nu aici la deal. Mai am eu o jumătate de hectar sau 40 de are, cam așa. 40 de are, am niște lucernă cu iarbă după râu. Am eu acolo o bucată care are, după cum v-am zis, maxim jumătate de hectar, 40 de ari, și vom merge și vom cosi puțin pe acolo și ca să putem să facem și noi niște porcani sau să venim să strângem cu remorca aia de pentru iarbă. Să venim să strângem buriană și să o ducem la animale. O vom depozita noi undeva pe acolo. Poate voi mai construi eu un hambar pentru fân, pentru iarbă mai degrabă. Și o voi depozita acolo, cred că. Deci aici facem dreapta, după cum vedeți. Asta nu și-a mai terminat casa aici, văd că tot din lemnie. Aici o luăm la dreapta frumos iarăși, unde e drumul ăla mai rău, dar n-am ce să-i fac. Mergem și noi cum putem. Și trebuie să, după cum v-am zis, să ocolim râul și după râu avem noi o bucată. De fapt o luăm pe aici, mai bine să nu coborâm valea asta aiurea. O luăm pe aici și coborâm usurel pe pod. Aici e puțin mai abrupt, nu e chiar ca acolo așa de tare abrupt. Hai că am aprins eu un cirofar frumos pe care îl mai avem. Aici sper să nu se dărâme podul ăsta deocamdată. Poate să se dărâme după ce trec, dacă sunt pe el să nu se dărâme. Aici, după cum știți, dacă v-ați uitat și la episodul în care am fost după apă, aici am luat cu cisterna și eu am puțin mai în față, pe stânga. Am o bucată de lucernă pe care o voi cosi, adică asta de aici, și mă pot băga frumos aici la cosit de lucernă sau ce avem pe aici, iarbă, după cum vedeți. Și iasă, cred că mă voi băga la cosit, dar mai întâi iasă vedem și noi să facem o poză cu mușel așa. Perfect, facem și noi o poză, atât. Și acum putem, bineînțeles, să lăsăm cositoarea în jos, o dăm frumos așa pe stânga și să începem și noi cositul. Ia să o pornim, hai că am pornit-o.
și ia să vedem, ne băgăm frumos așa la, la cosit de, de lucernă, ne băgăm ușor el așa, perfect, nu cosim chiar foarte mult, cât știu eu că îmi ajunge. Aici să nu intrăm în șanț, că sunt niște gropi cam aiurea puse și nu aș vrea eu să intru în șanț chiar acum. Aici e că cosim și pe aici, frumușel, mai dăm o tură, coace. Uitați de frumos, sau pas așa într-o zi însorită ca toate celelalte. Bun. Uitați de frumos, dăm și noi cu coasa pe aici, cu TV-ul nostru. Ne băgăm iarăși pe aici, ușurel, la lucernă. Și poate o vom aduna la mână dacă cosim mai puțin, dar să mă mai gândesc, mai dau eu, mai dau câteva coase pe aici. Ia să mă întorc, să iau și astea de aici, perfect. Mi-a mai rămas o bucată în spate acolo, la tractor. Bun. Și mai mergem și mai dăm puțin în față, dacă tot avem toată bucata asta liberă. Mai dăm și pe aici, și pe aici, perfect. Ăla să crește alta doar. Bine, perfect, deci ne întoarcem ușor el. Ca să nu călcăm toată iarba, că după aia mai putem să o cosim deloc. Mai dăm pe aici vreo 2-3 coase. Atât. Facem aici o curboasă. Mai așa, mai e bruscă. Îi dăm tot în față. Aici iar ne întoarcem. Atât. Și ne băgăm frumos iarăși cositoarea pe aici. Să luăm toată lucerna asta jos, dacă tot a crescut. Atât, bun. Ne mai întoarcem într-o tură sau de două turi. Și ca să vedem, decât să o las să o, să o iei ceilalți din sat, căruța mai bine o cosesc eu și o dau la, la animalele noastre. Iar aici de acum o să fie așa o bucată mai mare de, mai mare de lucernă. Ca să avem și noi doar o bucată special doar cu lucernă. Ca să nu o lăsăm părloagă, că păcat de ea e destul de mare bucata și na, nu vreau să o las părloagă. Să vină toți căruțașii pe aici să-și pună vacile și cai. Deci am cam terminat. Ia să oprim și noi cositoarea. Bun. Și mergem înapoi acasă. Vedem și noi cum a ieșit cu cositul. Hai că în partea aia a ieșit destul de bine. Aici s-a cosit cât de cât, cât se poate de bine. Am cosit până aici. N-am mai vrut să mă duc tocmai până aici, până în, în valea acolo, că poate mă răsturnam cu tractorul și na, nu e de preferat să mă răsturn. Ia să vedem, mergem ușurel spre fermă, înapoi. Să vedem și noi, dar de fapt mai întâi ia să mă duc și eu la, mă duc mai întâi acolo la deal să văd ce mai fac găinile, oile și, și bobii. Să vedem dacă mai are mâncare, mai trebuie să-i dăm sau nu. Că sunt și ele animale și au nevoie de, de hrană și de apă ca să, ca să ducă și ei o viață bună. Să producă lapte, ouă și na, câinele măcar să stea de fază. Să latre la voci. De aia l-am luat doar. Facem frumos curbă aici și mergem spre fermă, acolo în deal. Să vedem care mai este treaba, că n-am mai fost de azi dimineață. Atât, o luăm, ieșim pe aici direct și ieșim direct pe ulița noastră. Dacă ieșim pe aici, să vedem, ușurel. Ieșim direct pe uliță. Atât, bun. Dăm pe aici și
ne băgăm la deal, am întâi să ne asigurăm, să nu ieșim în fața mașinilor. Ne băgăm frumos aici, atât, perfect. Aici la podul ăsta, iarăși, mai pe stânga. Bun, și îi dăm la deal cât se poate. Ia să vedem cât urcăm, cu 30 ceva, mai ușor, nici chiar atât de repede. Chiar dacă e rapid tractorul, îi dăm mai ușor el. O luăm pe aici, combina asta, nu știu ce face pe aici, dar e o combina fantomă sau ceva. Cine a deschis porțile pe acolo? Ia să mă duc să le închid. Nu știu cine le-a deschis. Abar nu am. Să stea închise, că nu vreau să intre vreun câine de pe acolo sau altceva. Cisterna frumos o avem pe aici. Ia găinile ce fac pe aici. Văd că au mâncare în crața lor. Acolo sunt ouăle, perfect. Ce mai avem pe aici? Ia să vedem. Au un balot aici de fân, aici mâncare. Văd că au făcut cam destul de mizerie. Trebuie să o adun. Dar cred că cu tractorul, când o să vin cu cupa, o uiți aici. Ia să văd dacă mai sunt toate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cu tot cu aia. Apă văd că are destulă pe aici, e plin. Și cam atât cu verificarea oilor pe aici. Ia să mă duc și eu la ferma mea pe acolo. De fapt la cealaltă ferma mea. Tractorelul ăsta stă bine. Ia să-i mai dăm mâncare lui Bobby în cotură. Că e foame, văd că am mâncat toată castroana lui. Și ia să ne ducem înapoi spre ferma cealaltă. Vom ușor el pe aici. Atât. O luăm iarăși pe asfalt, de data asta, nu mai avem vreo scurtătură pe vreo uliță. Nu vreau să fac ca data trecută, de fapt, nu chiar data trecută, acum vreo câteva dăți. Am ieșit pe ulița cealaltă și am zis că e scurtătură, dar mi-a luat mai mult de drum. Am ieșit pe aici, printre niște case ale oamenilor am ieșit și nu a fost chiar cum am vrut eu. Așa că mai bine mergem pe asfalt direct și pe ulița pe la noi. Intrăm frumos pe aici, pe uliță și ne ducem la fermă să parcăm și noi tractorul. Văd că ăsta consumă destul de mult tractorul, deci abia l-am alimentat zilele trecute și văd că s-a consumat destul de motorină. Atât, ia să punem, să nu dăm în sac, perfect. Ia să vedem, punem, lăsăm cu tot cu coasa aici. Îl oprim și ne dăm jos. Cred că s-a mutat puțin pe față, o să-i mai dau eu un jet. Păi da, jupânilor, cam atât a fost și pe acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Cocomin și noi ne vom vedea, bineînțeles, data viitoare.